Noi producem jucării în care și noi ne jucăm. Asta este foarte important. Producem jucării deja de 2 ani și 4 luni. Atât are atelierul nostru de producere și este un atelier de familie. Noi producem ceva sănătos, ceva educativ, ceva ce, nu, în primul rând, nu o să ne fie nouă rușine să oferim oamenilor și ceva în care ne-am fi jucat și noi. Atelierul nostru de producere este în satul Varnița și acum implică în activitatea lui. Se primește 5 oameni full-time și mai avem persoane care vin atunci când avem nevoie, da, part-time. Un lucru care mi l-aș spune mie, da, la început de drum, este să nu-mi fie frică mai repede să greșesc. Provocările sunt la fiecare etapă, la fiecare pas și aș spune că cea mai mare provocare este să nu renunți, pentru că cel mai des limitele sunt la noi în cap. Noi ne punem acele limite, acele bariere, iar dacă mai repede greșești, mai repede treci de acea etapă și mergi mai departe. Cred că asta mi-aș spune și să nu-mi fie frică. Toate mentoratele care le-am avut au fost susținere și admirație și chiar, nu știu, mă simt bine când am de la cine să învăț. Participarea în programele, de fapt, acceleratoarele IEP Moldova au fost pentru mine personal o trecere a cărorva bariere de a prezenta ideea în fața oamenilor care pentru prima oară îi vezi, de a vorbi și a picii repede în limba engleză, de a cunoaște, de a face networking, de a cunoaște mentor, persoane care deja au reușit în domeniile lor și deja își dezvoltă activitatea. Datorită la IEP Moldova noi am reușit și am luat vouchere care ne-au ajutat la prima etapă să cumpărăm câteva utilaje noi în atelierul nostru de producere. Asta ne-a ajutat să lansăm jucării noi, ceea ce e extraordinar, iar acum vom scădea costul de producere. Avantajul jucăriilor din lemn este considerabil. În primul rând, ele sunt durabile, ele sunt sustenabile. Asta, ele într-adevăr aduc un beneficiu real în creșterea și educația copiilor. Părinții zic că poate aceste jucării ar părea că sunt mai plictisitoare, dar o jucărie, ea trebuie să plictisească. Astăzi copilul din setul cel de cuburi, nu știu, construiește o clădire, își face o mașină, mâine tot acele seturi de cuburi devine, nu știu, o rachetă, absolut tot ceea ce el își dorește. Eu îmi doresc foarte mult ca Guga Gaga să fie recunoscută, așa să zic, ca brand la nivel național în primul rând și la nivel internațional, să ajungem la acea etapă în care copilul practic să crească împreună cu noi. Țin minte că ne-am întrebat odată, dar noi ce vom lăsa în urma noastră? De fapt, noi vrem ca o jucărie să devină mai mult decât o jucărie, să devină o relicvă familiară. Avem acel ulcior testivuit, avem pimiorița, guguță, avem set de construit inspirat de la coloana lui Brâncuș. Eu cred că așa noi vom lăsa ceva palpabil în urma noastră și totodată așa îi ținem minte pe cei care au creat ceva înainte de noi.